se uitau ciudat la problema mea și mereu mi-am dorit să nu se mai uite în felul ăsta, fiindcă mă simțeam într-un fel special, dar nu în sensul bun. Problema pe care o am e un blocaj al canalului auditiv. Din punctul de vedere al reconstrucției, trebuie să-mi reconstruiască complet tunelul. Au fost foarte mulți doctori care au încercat să-mi reconstruiască urechea, numai că nu au avut reușite foarte bune. M-am gândit că ar trebui să abordez o altfel de metodă și să mă duc în toată țara străină să mă operez. Ai face conduct auditiv. Conduct auditiv care sper să-i crească capacitatea de a auzi. Merit copilul meu să fie ajutat. Și că noi, oricât de mult am economisit, mi-ar trebui vreo 3 vieți ca să pot să fac lucrul ăsta. Alături de Fundația Mereu Aproape spune: vreau să ajut. Și un copil va putea râde din nou.